Bun găsit în episodul de astăzi al recomandărilor de lectură. Aș vrea să vă vorbesc despre romanul lui Fyodor Mihailovici Dostoievski, Jucătorul. Fyodor Mihailovici Dostoievski, unul dintre marii scriitori ai literaturii universale, se naște în 1821 și moare în 1881. Textele sale explorează în bună parte legătura oamenilor cu latura întunecată a personalității lor, fie că este vorba despre alcool, jocuri de noroc, bani și așa mai departe, poziție socială. În 1846, scriitorul face parte dintr-un grup care se numește Cercul Petrașevski și care își propunea să introducă anumite reforme sociale în Rusia. Este vorba despre un grup de intelectuali ruși idealiști. Ca urmare a apartenenței la un astfel de grup, el este exilat în Siberia între 1849 și 1854 și ajunge chiar și la închisoare. Romanul Jucătorul are la rândul lui o poveste interesantă. El este scris pentru că autorul, Dostoievski, trebuia să plătească o datorie pe care o acumulase și nu avea la dispoziție decât o lună pentru a o achita. Personajul principal de aici este un tânăr rus care are pasiunea, patima jocurilor de noroc. El nu este lipsit de inteligență, lucrează pentru o familie a unui general rus, se îndrăgostește de fiica adoptivă a acestuia, însă destinul său este în permanență marcat de legătura pe care o are cu jocurile de noroc, cu ruleta. Acțiunea se desfășoară pentru început într-un oraș german sugestiv numit Rulettenberg. Una dintre cele mai spumoase imagini ale acestui roman este aceea a mamei generalului, o bătrână a cărei moarte era așteptată de toată lumea pentru că ea este posesoarea unei averi impresionante. Bătrâna, imobilizată într-un scaun care este purtat de servitori până la cazinou, joacă la ruletă, inițial câștigă, apoi pierde tot și realizează în cele din urmă că nu poate rezista acestui viciu, acestei tentații de a juca. Scenele sunt descrise pe multe pagini și efectul pe care îl obține Dostoievski aici este o combinație de comic și tragic. Romanul se încheie abrupt și nu are probabil forța narrativă din celelalte texte ale lui Dostoievski, Frații Karamazov, Crimă și pedeapsă, Idiotul sau Demonii. Nici personajele nu sunt atât de bine conturate și în general se vede în momentul în care lecturăm o oarecare grabă a scriitorului de a-și duce la bun sfârșit povestea, trecând peste anumite detalii care în alte romane dostoievskiene dau consistență întregii povești. Aș vrea să vă citesc un fragment al acestui roman. Însă aici, pur și simplu, n-ai decât să ajungi la ruletă. Să începi jocul și deodată, fățiși, în văzul lumii, să iei câștigul altuia și să-l bagi în buzunar. Iar dacă se stârnește o ceartă, escrocul susține sus și tare că miza a fost a lui. Dacă treaba s-a făcut cu dibăcie și martorii ezită, hoțul reușește de foarte multe ori să-și însușească banii, dacă, desigur, suma nu e prea mare. În ultimul caz, ea e cu siguranță observată mai înainte de crupieri sau de unii jucători. Dar dacă suma nu este prea importantă, uneori adevăratul ei stăpân renunță pur și simplu să mai continue cearta și se retrage, jenându-se de scandal. Însă, dacă apucă să-l demaște pe hoț, acesta este scos afară cu scandal. În roman găsim, desigur, câteva idei
foarte populare în secolul XIX, Dostoevski încearcă în repetate rânduri să descrie personalitatea și sufletul rusului. Dostoevski vorbește adesea despre sufletul rus și îl pune în opoziție cu sufletul englez sau sufletul francez. Aceste pasaje stârnesc astăzi probabil zâmbete din partea cititorului, dar trebuie să le înțelegem într-un anumit context, așa cum spuneam, în contextul sau în paradigma ideologică a secolului XIX.